Hei, bună! Vă pupăm pe toți. Acesta este primul nostru vlog. O să facem un Q&A. Voi ați întrebat pe Facebook, pe Insta, în story-uri și noi răspundem aici pe vlog. Zic Să să începem. începem. Cineva Începem ne cu tine. spune așa: sunteți minunați, radiați de fericire și asta se vede pe chipul vostru. Să rămâneți așa toată viața. Ăsta e scopul nostru, să rămânem așa toată viața și până acum suntem bine. Te înțelegi mai bine acum cu Liviu? Aici răspunde. Da, mă înțeleg mai bine cu Liviu, să ne înțelegem mai bine, dar e lucruri normale, nu sunt discuții, dar în orice familie, important este să nu fie certuri. Dar lucruri de rezolvat mereu o să existe. Sau lucruri care să ne obișnuim atunci când locuim împreună. Cineva ne sugerează o idee de vlog, gen să fie prank, să-i spunem mamei Mariei sau mamei mele că Maria e însărcinată. Maria a zis că nu își dorește să glumească cu așa ceva, cu toate că dacă glumele sunt bune, eu consider că pe orice se poate glumi. Dacă ea nu vrea și nu dorește, vă Cu mulțumim lucruri pentru această serioase nu se fac idee. glume niciodată, când o să fie momentul, o să fie adevărat și unic și important. Vă super pupăcesc! Profitați de perioada asta, mulți vor să vă vadă mai activi. Da, ne dorim să fim mai activi, ne dorim să avem mai mult timp pentru voi, numai că parcă nu mai avem timp pentru noi și așa că încercăm și noi să împărțim așa cum putem timpul. Și acum urmează să mergem la o nuntă și de aia ne vedeți îmbrăcați așa. Felicitări pentru căsătorie și pentru câștigarea finalei. Vă simțiți mai siguri pe voi acum, ieșind de acolo? Da. Ne simțim mai siguri pe noi. E mai bine afară, în Cred că te simți mai libertate. sigur afară, mai plin de viață, pentru că ai posibilitatea să faci multe, multe activități și să trăiești. Cui îi place să stea închis în casă? Despre asta e vorba. O să faceți și un vlog să vedem peisajele frumoase din Maramureș. Acum, din păcate, nu avem timp. Mie îmi place aici la Maramureș, sunt peisaje superbe, mai ales că am fost la bunica Mariei ieri și mi-a plăcut enorm de tare și de bunica și de peisaje. Și vrem să facem un vlog, dar nu avem timp acum și vă promitem că o să facem pe viitor. Cum sunteți după ieșirea din casă? Cum e Liviu acum? Te mai supără? Te mai supără iubire? Na, pauză. Nu mai supără din când în când și ea mai supără pe mine, să fim sinceri, ca și în casa Mireasa. Vreți să Dar știți de așa. ce mă supără? Că stă foarte mult pe telefon și vine să-i spar telefonul. Da. Și Defecte. eu stau, dar el exagerează. Îmi place mult de tine, să vă iubiți tare mult. Mulțumim frumos. E vorba de Maria. Să vedem. Ce îți place cel mai mult la Liviu? Vrem vloguri cu voi doi. Asta facem acum, este primul vlog. Și ce îi place mai mult la mine, vă poate spune ea. Ce-mi place cel mai mult la Liviu? Privirea lui fizic. Asta e legat de fizic. Privirea lui, adică ochii lui, buzele lui și faptul că e brunețel și creol. Și la caracter îmi place că e sensibil și iubitor, dar atunci când vrea el. De ce nu mai vorbești cu Ana? Vorbești cu Ana? Vorbești cu Vorbesc cu Ana. Ana. Vorbesc cu Ana. Chiar, ca să vă răspund aici la întrebări legate de concurenții din casă, vorbesc cu Ana, vorbesc cu Adelina, vorbesc cu Ruxi și Liviu cu Blaze și Ionuț. Aș vorbi cu toți, dar așa am vorbit cu Vali, cu Ionuț, cu Blaze, cu Radu. Cu toți aș vorbi. Nu am nicio Eu nu cu problemă cu toți. nimeni, chiar dacă observ, acum văd o căprioară, văd o căprioară. Ah, am văzut-o. Repet, eu nu aș vorbi cu toți pentru că niciodată nu o să Doar că unii sunt pot mai vorbi cu oameni care îngânfați. au fost falși și care m-au bârfit enorm. Așa că îi pupăcesc, mă interesează de viața lor. Să trecem la următoarea care consider că e cel mai mare defect al tău, dar nu legat de partea fizică. Pot Asta e să vă pentru spun eu? mine? Pot să vă spun eu? E răsfățată tare, rău de tot. Și se mai alintă singură. Singur. Chiar dacă eu o alint, simte nevoia să alinte și ea. Draga mea, de ignor la toate frustratele, bineînțeles că asta facem.
Unde locuiți în Maramureș? Maramureș? Maramureș chiar în comuna Bârsana, dar nu locuim aici. Aici a locuit Maria. Aici venim în vizită. Bună, Maria, te-ai gândit în viitorul apropiat la un... La, o, la sunt... un business de familie. Ah, business, scuze. Engleza mea. Engleza mea bună. În fine. Da, ar putea fi o grămadă afaceri de familie, ca să zicem în română. Păi deja am început o mică afacere de familie, adică eu trebuie să mă ocup de imaginea lui Liviu Olteanu. El habar nu are, nici măcar cu pozele. Vrem să puneți story sau poze de la nuntă unde o să mergeți, pupici. Am pus story de la nuntă, poze și o să mai punem. Pe când un vlog cu familia Olteanu. Acum, ăsta este un vlog cu familia Olteanu. Ce îți place cel mai mult la Liviu? Vrem vloguri cu voi doi. Păi a spus, s-a repetat întrebarea și vlogurile, v-am spus, ăsta e primul și mai urmează. Sunteți minunați! Radiați de fericire și asta se vede pe chipul vostru. Să rămâneți așa toată viața. Mulțumim. O să rămânem, încercăm. Ce părere ai de Mădălina și Radu? Ce să vă spun? Nu prea am urmărit. Din ce am văzut așa în emisiune, și eu și Maria, mi s-a părut. Dar eu îl opresc pe iubitul meu pentru că mie nu-mi place să vorbesc despre alții și nu o să vorbim despre alții în vlogul nostru. Da. Nu, mi s-a părut niște oameni ok. Nu știu mai multe despre ei. Nu știu, nu mă interesează. Nu-i cunoaște. Ești prietenă cu Ana acum sau doar i-ai răspuns la mesaj? Eu îmi susțin părerea că Ana a fost puțin falsă, dar am e prietenă aici și nu mă interesează. Maria, ai început să te obișnuiești cu statutul de fată căsătorită? Ești tot dulce. Tot tu trebuie să răspunzi. Nu m-am obișnuit cu statutul de fată căsătorită. Nu, deloc. Nu. Nu m-am obișnuit pentru că am fost obișnuită singură să fac ce vreau, când vreau, unde vreau, cu cine vreau. Și acum mi-e greu. Nu mi-e greu să... că nu mai pot să fac ce vreau. Oricum fac. Adică tot ce vreau vreau să fac, fac cu Liviu, dar mi-e greu să stau cu el în casă. Pentru că... Nu mă obișnuiesc. Pentru că și eu am stat singur și Maria nu, singură. Nu, pentru că el nu doarme noaptea și eu dorm. Și dacă e gălăgie și lumină, știți foarte bine că eu nu pot să dorm. Știți asta din casa Mireasa. Și eu vreau să dorm și el nu. Și uite așa, îmi pun perna pe cap și durează 3 ore până dorm. Dar se va învăța. Trebuie să mă obișnuiesc cu asta. O să vă duceți la sală să faceți sport și să faceți și un vlog. O să mergem la sală împreună să facem sport. Sportul este viața mea, cred că și al Marii. Și a Marii. Și o să facem și vlog de acolo. Da, o să facem sport, clar, pentru că altfel arătăm că facem sport și am mai început să pun un pic pe mine că eram foarte slabă și nu mai aveam forme deloc, nici sus, nici jos și acum se mai vede puțin ca pus. Mai vine acum, ori ați avut ceva discuții mai puțin bune tu cu Liviu? Sper că sunteți bine. Am avut și discuții mai puțin bune și mai puțin frumoase și mai mult frumoase, dar nu ne-am încercat, dar suntem bine. Adică am avut discuții, dar ne-am supărat. Nu am stat supărat. Mai mergeți undeva în vacanță? Deocamdată cred că s-ar putea să mergem undeva, dar o să vedeți voi. Nu, vacanță, dar o să vedeți. O să vedeți. Vă mai certați atât de des când, de când ați ieșit din casa Mireasa? Nu, nu ne mai certăm atât de des pentru că avem discuții, lucruri poate de lămurit, dar nu stăm să nu vorbim după aia sau să ne supărăm. Pur și simplu le discutăm. Care a fost momentul în care ai fost atrasă de Liv? Când ai început să-l vezi altfel? Când ai început să mă vezi altfel? Când ai fost atrasă de mine? Când m-ai văzut cu adevărat? Știți când? După momentul în care el trebuia să plece acasă, când ați votat voi dacă să rămână în emisiune sau nu, era la început, și întâmplător am stat chiar lângă el, în locul în care am stat noi mai mereu, acolo, în față, pe canapea, în colț, unde stăteam noi. Și ne durea spatele, să știți. După aia era o pauză publicitară și el a mers în bucătărie să bea apă și eu la fel și s-a uitat într-un fel la mine și atunci mi-a tras atenția și am spart și un pahar. Nu m-am emoționat. În Băile Felix când veniți. Ne dorim să ajungem pentru că n-am fost niciodată la Băile Felix. Și o să dar mergem. O să ajungem, o să ajungem și pentru pe acolo. Pentru că acolo este fratele meu și o să mergem. E mai ușor. Ce mai faceți voi, cum sunteți, doamna Mari, ce mai face, vă pup, sper să-mi răspundeți. Suntem bine,
suntem ok, mama este acasă, ba la job, ba acasă. Și uite că v-am răspuns. Cum este la Giurgiu? Cum ți se pare Liviu fără camere în lumea lui? Dar de ce nu întrebați și despre mine? Despre Liviu? Vor să vadă cum te-ai acomodat tu cu noua viață, cu, la Giurgiu, cu mine. E greu să schimbi orașul, clar, pentru oricine. El încă nu știe, dar o să știe când o să ne mutăm în București. O cred, chiar cred. Și e mai greu pentru că o să stau puțin în Giurgiu, iar apoi mă mut în București. Trebuie să mă acomodez aici, iar la scurt timp în București. Și când ăsta nu-mi dă pace. E greu. Greu, atât pot să spun. E greu. Nu e greu că e greu cu Liviu, e greu într-un loc nou. E foarte greu. Cu Iza și Blaise țineți legătura, au vorbit foarte frumos de voi. Am văzut că au vorbit ok, ținem legătura și suntem bine și cu ei. Ce mai avem aici? Cum este să fii soția lui Liviu Olteanu? Cum este? A zis, e și greu, e și frumos. Da, cred că așa e cu oricine ar fi. Și nu la mine. O fată și un băiat. Dacă sunt căsătoriți, nu poți să zici că e totul roz sau e perfect. Cu mine e greu, maxim de greu și eu știu, la fel și cu el. Doar că suntem la fel și ne înțelegem ușor toanele, pentru că mă văd pe mine prin el, atunci prin reacțiile pe care le are și cred că și invers. Nu, vreau doar să vă spun că sunteți minunați. Mulțumim frumos. Unde veți locui? Deocamdată la Giurgiu, pe urmă la București. Ce produse asta folosești pentru ten? Rutina ta, dacă ai putea să faci story. Da, o să pun și produsele pe story. Eu răspund pam pam. Nu o să pun produsele pe story pentru că o să fac un vlog. Luați și pe doamna Mari la Maramureș. O să o luăm la Maramureș și o să vină, dar acum a avut treabă și noi trebuie să stăm mai mult, iar mama nu putea să stea cu noi atât cât am stat noi. Cum se înțeleg mama ta și Liviu? Pot să spun eu, cred. Păi asta. Tu trebuie să spui. Cum să mă înțeleg? Doamna Ioana este o femeie deosebită. Îmi place și la Maramureș. Păcat că viața mea nu e aici, că e sudul României, că altfel aș fi venit aici. Și voi a spus cumva că când am văzut Maramureșul și tot ce are Maria aici, mie mi-a căzut fața și m-am mutat aici. Uitați că nu m-am mutat și stau tot la Giurgiu, până ne vom muta la București. Bună, de ce nu răspundeți la mesajele din privat? Nici tu nu răspunzi, nici Liviu. Dragilor, de ce nu înțelegeți voi că sunt foarte multe mesaje, că am răspuns la foarte multe mesaje și tot nu am apucat să vă răspundem tuturor. E imposibil, credeți-mă. Aș face asta, dar n-am cum, pentru că mă uit și sunt sute, chiar mii de mesaje. Și încerc decât să mai observ și să mai răspund la mesaje, dar e imposibil, credeți-mă. Plus că noi am fost mai mult pe drumuri și ați văzut. Nu e ca și cum am avut mult timp liber la dispoziție. O să mergi și tu cu Liviu unde are de cântat? Bineînțeles, dacă are timp. Nu mereu, uitați cum ce zice. De ce? El merge la lucru. Mai ții legătura cu Ruxy și Adelina? Da, clar că țin legătura și cu Ruxy și cu Adelina. Cum să nu? De persoanele de care m-am atașat, au rămas acolo în suflet și nu au cum să iasă. Ce părere ai de pagina mea? Nu te uiți la postările mele. Și pune față tristă, sad face. Liviu, Maria, Mireasa, fan. Să știți că ne uităm, dar credeți-ne pe cuvânt. Ba chiar ne-am uitat. Vă mulțumim că postați cu noi. Cum l-ai descrie pe Liviu în 3 cuvinte? frumos, uneori mândru de el și talentat. Să vă răspund la o întrebare, dacă mai fumez? Cred că vrea să răspundă Liviu. Vrea? Of. Da, mai fumez. Și o să mai fumez luna asta. Și după aia mă las. Cum vi se pare viața de familie și ce schimbări a adus ea în viața voastră? În primul rând, simt că trebuie să fiu mai responsabil. Vă spun din punctul meu de vedere. Sunt schimbări, nici nu știu cum să le spun și ce schimbări. Sunt schimbări, numai ca și cum ai fi singur. Mi-am furat tot spațiu. Dar e și frumos, ce pot să zic? Nu-mi pare rău. Avem aici o întrebare, când veniți? Unde să venim, că nu știm. Unde să venim? Nu mai vrem să ne plimbăm o perioadă, pentru că trebuie să mai facem și ceva productiv și o perioadă nouă să ne mai plimbăm.
Și mai avem încă ceva important de făcut legat de Liviu și o să avem o plecare în afara țării, dar mai durează un pic. Liviu este de ajuns să zici un bună pe grupuri. Nu trebuie să răspunzi la toate mesajele din privat. Am înțeles, dar răspund și eu la ce mi-e mai la îndemână, mai ușor. Când încep evenimentele, te pupăcesc. Păi cât mai repede să terminăm cu vacanțele astea, cu nunțile în familie, cu problemele ce le avem, o să vedeți voi. Și îmi doresc și eu să încep cât mai repede, mai ales că cât am fost în casa Mireasa, trebuia să am evenimente și, din păcate, asta a fost. Ce părere ai de pagina mea, Liviu Maria Mireasa? Mulțumim și ne bucurăm și am părere bună. Și mi este drag de toate paginile astea. Cum ți s-a părut experiența Casa Mireasa din toate punctele de vedere? Eu? Uh-huh. Să răspund eu? Da, tu. Experiența Casa Mireasa, a fost wow, și de bine și de, și de rău. A fost cea mai intensă trăire din viața mea. A fost cea mai diferită experiență. Mi s-a schimbat viața total de când am ieșit de acolo. Mi s-a schimbat puțin și modul de gândire, mi s-a schimbat cu puțin și comportamentul, mi s-a schimbat puțin și atitudinea și sunt și mai selectivă când vine vorba de oamenii care să fie alături de noi, pentru că acum există noi, nu mai există eu. Dar a fost unică și chiar merită încercat, pentru că, uite, îl am pe Liviu și el pe mine. Și nu numai asta, de se schimbă foarte și chiar merită. Dacă sunteți tineri și neliniștiți și vreți o iubire diferită, vă recomand din suflet. Eu ce pot să spun? Mie mi-a plăcut foarte tare, cu toate că a fost foarte greu. Mereu am spus-o. Se merită. O dată în viață, nu de două ori. Acum, cine suportă mai mult, poate de două ori. Mă bucur că m-am ales cu Maria, mă bucur că parcă sunt mai... Nu știu, am grijă la ceea ce spun mai mult, mă concentrez mai tare pe lucruri, sunt mai responsabil. Asta face Casa Mireasa. M-a crescut mare. Ce îmi place mie cel mai mult la Maria? Îmi place că arată foarte bine, are un corp extraordinar. Îmi place că e o femeie foarte frumoasă și foarte deșteaptă și foarte isteață. Îmi place că mă iubește. Râd. Am făcut burtică. Nu e nimic, o să ne apucăm noi de sport. Trei calități ale Mariei pe care le iubești. Îmi place că este deșteaptă, îmi place că arată bine, îmi place că e frumoasă. Sunt trei calități. Care a fost momentul când ai simțit că Maria îți poate fi mai mult decât o colegă, prietenă? Au fost momente în Casa Mireasa când Maria a fost lângă mine, exact ca o soție. Și în acele momente mi-am dat seama că Maria poate fi partenerul meu de viață și mă poate susține în tot ceea ce fac și mă poate ajuta să mă ridic, să ne ridicăm reciproc. Și am simțit că mi-o doresc lângă mine pentru totdeauna. Ai în plan să scoți melodie nouă? Ai început cântările? E păcat să nu o faci, pentru că ești talentat. Și eu zic asta. Am un plan să scot melodie nouă, am un plan să încep cântările. N-am avut deocamdată timp de evenimente. Vă spun că am venit aici la Maria în Maramureș pentru două nunți pe care le are Maria în familie. Și a refuzat două. Și am refuzat două evenimente ca să vin aici. Și nu-mi pare rău. Asta e. Asta e. Acum e în familie și el. Cum a fost prima zi acasă în calitate de soț și soție? Sunteți foarte frumoși împreună. Prima zi acasă sau prima zi la hotel? Acasă, spune acasă. Ei, glumesc. Acasă? A fost așa. Bagaje peste tot. Și eram așa. Și ce facem? Pun toate lucrurile mele. De ce ne apucăm mai repede? Ne vrea să plângem. Și ce credeți că am făcut? Ne-am aruncat pe pat și ne-am uitat în jur și ne gândeam ce facem, cum facem. Nu știam de unde să ne apucăm, nu știam de unde să începem. Ne vrea să plângem, practic. Așa a fost prima zi. Am zis, hai să ne iubim, că asta nu s-a strâns singur. Dar le-am, până la urmă le-am strâns. Ideea de vlog, să o machez pe asta Maria. Asta am să citesc. Vreți am avut o idee, dar n-am îndrăznit să eu spun cu machiajul și chiar vreau să fac pentru că e ceva funny, dar ne trebuie să avem mult timp. Vreți să râdeți, nu? Și eu să fac și asta. Cori, ai citit ce ți-am scris în privat? Din păcate, sunt prea multe mesaje, îmi pare rău. Dar cu timp o să le citesc pe toate. Răbdare. Cum vă vedeți peste 10 ani? Pam, pam. Eu. Bătrân, așa, nu. Să fim și mai frumoși și mai tineri. Pentru că ce crezi, din ziua de azi poți să arăți mereu mai bine, o să fim mai frumoși. O să arătăm și mai bine. Deci te acasă. A căscat. Și o să avem doi copilași.
Pentru că ce credeți, nu mai am curaj să fac 3. Când mai am încă unul. Și o să fim în cuplu așa elegant. Câți ani ai? Și cu copiii aia drăguți. Câți ani am? 18. Am 34. Ești împlinit sufletește lângă soția ta, Maria? O ador. Cea mai frumoasă femeie. Acum are și el buzele cu luciu. Cel mai mare defect al tău, dar al Mariei. Păi un singur l-avem amândoi în comun, încăpățânare. Yes. Mâncarea preferată a Mariei. Știi? Pastele. Ai crezut că nu știe. Pastele. Și a doua? Eu. Nu, e bine. Paste și? Mă ceri tu mereu? Nu știe. Paste știu că... A doua după paste. Nu mai știu. Burgeri. Aaa, burgeri. Cea mai mare calitate a ta. Cea mai mare calitate a mea. S-o zic eu sau tu? Sau tu. Sufletul. E foarte bun la suflet. Dar uneori e rău de gură. Dar a Mariei e foarte deșteaptă. Ce? Calitatea Mariei. A. Cât de mult o iubești pe Maria, o iubesc foarte mult, bineînțeles. Care este alintul tău preferat pentru Maria? Iubi. Iubi. Care este filmul pe care ți-ai dori să-l vezi prima dată cu soția ta? Abia așteaptă să mergem la cinema. Ah, prima dată, filmul preferat... Nu știu, 3 metri deasupra cerului, nu știu, niște filme frumoase, If, Taxiul Destinului, If Only, nu știu. Da, ne-am uitat deja la filme, da. Acasă. Când faceți nunta, noi am dorit din suflet să facem la anul, doar că e cam greu să ne sincronizăm și cu sala și cu muzicanții. Ați dansat vreodată în casa, în ploaie, în casa Mireasa? Păi normal că am dansat, ați ratat momentul. Am dansat, logic. Am dansat. Când eram eu tristă, în momentul în care s-a prelungit, atunci am dansat. Ai vreo teamă legată de căsnicia voastră? Dacă care este? Teama de final, bineînțeles, pentru că nu mi-aș dori să vin. De ce nu intrați pe grupuri să vorbiți? Vai, cât mi-aș dori să vorbesc cu toți personal. Dar uitați-vă că suntem mai pe drumuri. Ce ți-ai dori mult să faci cu Maria și nu ai reușit încă? Ce mi-aș dori mult? N-am zburat cu Maria, mi-ar plăcea să zbor cu avionul cu Maria. N-am zburat cu Maria? N-am plecat să... N-am plecat într-o vacanță cu Maria în afara țării. Păi hai să ne aruncăm iubire de aici de pe terasă, zburăm. Vrei? Uh-huh. Cântă niște versuri, spune o melodie care definește iubirea voastră. Numai iubirea, doar iubirea, îți dă speranță să trăiești. Numai iubind și din iubire poți altora să dăruiești. Numai iubirea este viață, te cheamă într-un sur de cou. Ajută-mă, te rog, să-mi dai puterea de a mă iubi din nou. Vă pupăm! Vă pupăm, vă iubim și ne iubim! Pa, pa! Pupici.